Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că vrei să fiți doamna cu cea mai colt în soare. Bine ați revenit pe canalul nostru! În acest video o să vă prezentăm topul celor mai îndrăznețe tunsori scurte pentru femei în 2022. Nu uitați să vă abonați și să lăsați o apreciere acestui video. Mulțumesc! Există mulți oameni care cred în mod nejustificat că tunsorile pe scurt nu pot fi modificate foarte mult și, prin urmare, nu pot schimba imaginea, nu pot adăuga noutate sau stil. Desigur, aceștia se înșală foarte mult, deoarece se pot realiza cele mai îndrăznețe tunsori scurte. Astăzi, există o mulțime de coafuri diferite pentru părul scurt, stiling și elemente suplimentare, datorită cărora în fiecare zi pot fi executate coafuri diferite. Dacă ai ajuns până aici, nu uita să lași o apreciere acestui video. Părul scurt poate spune multe despre o femeie și, mai presus de toate, se poate spune că o fată cu părul scurt este îndrăzneață, extravagantă și la modă. Din fericire, în lumea modernă, aceasta nu mai este o raritate, ci o tendință clară. De obicei, tunsorile foarte scurte nu se pot face fără un breton. Poate fi ușor decolorat sau ridicat în sus. În cazul în care bretonul este mai accentuat, atunci poate fi tăiat oblic sau drept și dens. Dacă prin natura sa părul tău este ondulat frumos, atunci nu trebuie să mai faci nimic. Vei avea întotdeauna o coafură frumoasă și interesantă. Fetele cu firul drept pot utiliza duzele speciale ale uscătoarelor de păr, pentru a crea o coafură în stil magnific sau cele mai îndrăznețe tunsori scurte. Nu uita să te abonezi! Tunsoarea asimetrică a părului poate fi creată inițial în timpul procesului de tăiere și apoi prin utilizarea stilului. Cele mai îndrăznețe tunsori scurte pot fi realizate folosind fixativul și pieptenele, dacă e cazul. Tunsorile bob și tunsorile pătrate pot fi realizate în diferite forme și stiluri foarte diferite, pe baza lor, realizând coafuri minunate și chiar pentru diferite sărbători și evenimente. Aceste împletituri pe părul scurt vin foarte bine, putând fi create cele mai îndrăznețe tunsori scurte, acestea fiind asamblate strâns. Care coafură crezi că ți s-ar potrivi? Lasă-ne un comentariu!